Prima sesiune a examenului de bacalaureat a continuat cu proba obligatorie a profilului. Cei de la Real au susținut proba la matematică, cei de la profil uman proba la istorie. Peste 1720 de liceeni de la profilul Real au dat examen la matematică. Ca și după proba de la limba română, elevii au ieșit din săli foarte entuziasmați. La matematică, printre altele, au fost cerințe legate de matrice, polinom și ecuații exponențiale. Subiectele au fost rezonabile, au avut un grad de dificultate mediu, au fost mult mai grele decât cele de anul trecut. Acum aștept o rezultate. Exact, ce au picat? Subiectul 1 de clasa 9 așa, deci la subiectul al doilea au picat matrice cu sistem și la cel de la 2 roman a fost o lege de compoziție și 3, ca de obicei, integrale și derivate. Acceptabil. Ce a picat? Din toată materia, dar nu a fost. Ce a picat? A fost ceva dificil? Nu a fost mai nimic dificil. Sunt și elevi care se așteaptă la nota maximă, fiind convinși că au rezolvat toate subiectele perfect. La ce notă te aștepți? La 10. La 10 înseamnă că ai făcut totul perfect? Eu așa zic. Am zis și mie dacă a fost un subiect care ți-a pus probleme? Sincer, nu a fost. Toate ușoare? Relativ ușoare în comparație cu subiectele publicate în anul 2009. Dascălii susțin că subiectele au fost de o dificultate medie, dar au existat și unele care necesitau o atenție sporită. Din ce spun elevii, se pare că au fost destul de accesibile, deși au avut și câteva provocări. Au fost acele provocări despre care v-au vorbit copiii? E vorba de exercițiile de algebră clasa 11 și 12 și exercițiile de analiză clasa 11 și 12, ca în fiecare an punctele C ale fiecăreia dintre cele 4 probleme prezintă câteva mici artificii care să facă diferența între elevii de vârf. La profilul uman, 944 de candidați au susținut proba la istorie. Elevii au avut subiecte dificile. Subiectul 1 a cuprins politica externă de la Mircea cel Bătrân la Iancu de Hunedoara, voievozii români și acțiunile lor militare. La subiectul 2, elevii au scris despre criza orientală și despre proclamația de la Islas din anul 1848. Iar subiectul al treilea a vizat un eseu despre România postbelică. Cum a fost la ABAC? Ușor. La ce ai dat astăzi? Istorie. Ce subiecte s-au dat la istorie? Au avut un grad de dificultate mediu, la subiectul 3 au picat comuniștii. Păi am avut, de exemplu, la subiectul 3 am avut România între totalitarism și Europa și în rest a fost ușor la subiectul 1 și 2. Au fost acceptabile. La ce ai dat? Am dat la istorie astăzi. Și ce subiecte au fost? Au fost despre România postbelică și... Au fost relativ ușoare. La ce ai dat? La istorie. Și ce subiecte? Au picat în mare parte din comunism, dar au fost relativ ușoare. Au fost și candidați care au ieșit dezamăgiți de dificultatea subiectelor. Bună, îmi spui și mie cum au fost subiectele? Mi-a picat fața. Adică, au fost grele? Adică au fost grele, da. Mâine va avea loc proba la alegere, afișarea primelor rezultate care se va face în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro este prevăzută pentru data de 4 iulie până la ora 12. În aceeași zi vor putea fi depuse contestațiile în intervalul orar 12-16. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.